Dar cineva mă întreabă vreodată ce lucrezi, ce meserie ai, păi zice că sunt un visător, că am un salariu de 1000 de bucurii pe zi. Îmi va spune, poate te-am înnebunit, dar eu îi voi spune, nu contează, sunt un visător. Cu zâmbetul pe buze și mulțumită de modul în care cei din jur au ascultat-o. Așa își încheie eleva Iulia Mitrache poezia Visător. Acum este elevă în clasa 7 la școala Liz Voinescu din municipiu, iar în urmă cu 2 ani obținea primul premiu important din viața ei de artist visător. Și de atunci, visele au început să devină ușor, ușor realitate. Este emoția aceea pe care o ai când întâlnești foaia, când ești numai tu și tu, când este numai subiectul și ajungi să te exprimi prin ceea ce au scris alții, să te regăsești. Și apoi când afli rezultatele și te întrebi dacă profesorilor le-a plăcut ceea ce ai zis tu, dar sunt oameni care gândesc la tine. În cazul ei, se pare, răspunsul nu s-a lăsat prea mult timp așteptat, întrucât cea care a remarcat-o la școală pentru talentul ei deosebit spune că atunci când i-a citit creațiile, a simțit pe deplin potențialul uriaș cu care Dumnezeu a înzestrat-o pe această fată. Când a venit la mine în clasa 5-a, mi-am dat seama că pot să aplic un îndemn al lui Saint-Exupéry cu Iulia. Deci să construiesc urna, mi-a dat posibilitatea să construiesc urna în jurul parfumului, nu să introduc parfumul într-o urnă construită. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean din Mehedinți se numără printre cei care o susțin permanent pe această elevă, la fel cum se întâmplă și în cazul altor copii meritoși și au transmis acest lucru și astăzi. Iulia Mitrache, elevă în clasa 7-a, de ani de zile participă la astfel de concursuri și a avut și rezultate. Merită felicitată eleva, doamna profesoară și familia, părinții pentru sprijinul și pentru încurajările și eforturile, sacrificiile depuse pentru a obține astfel de rezultate, pentru că nu se obțin așa ușor decât printr-o muncă enormă. I-am citit lucrările. Iar pe partea aceasta de limbă și literatură română, Iulia este un copil care a dat dovadă de foarte multă originalitate, expresivitate și profunzimea ideilor în toate lucrările pe care le-a scris. Această valoare a sa a fost confirmată la nenumărate concursuri naționale, s-a întors de la Putna cu un extraordinar premiu 3. Talentul și pasiunea pentru scris sunt un har divin, spune tatăl Iuliei, care se declară la fel de mândru de reușitele fiicei sale. Cred că, în primul rând, talentul i-l-a dat Dumnezeu. Deci, eu sunt de meserie în partea tehnică, sunt inginer electrotehnică, soția mea este profesoară de istorie. Deci, cred că, totuși, talentul e în primul rând al ei. Eleva a reprezentat județul Mehedinți la 3 competiții naționale, iar pentru originalitatea ei a fost răsplătită și peste hotare cu premii.